Beaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni, bine ați revenit la cafeaua de dimineață. Astăzi începem cafeaua într-o nouă epocă a politicii locale. Deci de ieri am înțeles că PNL-ul are un... Au început papagalii. Cum am pronunțat politica, au început papagalii să vorbească. PNL-ul are un nou conducător în persoana interimar, evident, a domnului Eugen Nazare Țapu. Să-i dorim succes în noua postură pe care o are și să ne aducem aminte că funcția de președinte la PNL necesită foarte multă atenție în luările de poziție publice, în activitatea economică, plus în alt gen de activități. În rest, ce să vă mai spunem, toată lumea stă și se uită la televizor, unii sunt fani Șoșoacă, alții sunt fani Arafat, unii sunt fani Becali, alții sunt fani Fritz. Dacă nu știți cine este Fritz, mergeți la Timișoara. Guvernul este pe undeva pe acolo la încercarea de a stăpâni situația din punct de vedere sanitar, dar despre toate acestea, cu altă ocazie, joi probabil, vom discuta mai mult despre aceste legături nevăzute între ce se întâmplă în guvern, ce se întâmplă în teritoriu. Astăzi ancorăm din nou la Piatra Neamț și dacă eu arunc ancora, la cârma emisiunii ar trebui să fie astăzi primarul municipiului Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitația la cafea și urez poftă bună la cafea tuturor celor care ne urmăresc. Nu cauzează sănătății această cafea, eventual doar la câțiva nevrotici care nu le convine când se mai spun lucruri în emisiune. Domnul primar, astăzi promit să vorbesc puțin și să vă ascult. Ceea ce se întâmplă nu foarte pentru asta rar. Am venit pentru un dialog. Dar eu o să vorbesc mult mai puțin ca de obicei. Pentru că, na, de acum vorbim cu un primar cu vechime. Acuși faceți 6 luni. Da, se cam împlinesc. Acuși faceți 6 luni și după 6 luni, perioada aia de noaptea, de lună de miere... A trecut de mult. Se cam duce. Nici n-a existat. Nu, la primar punem 6 luni. Mai ales că 6 luni de miere. Mai aveți și un bonus că sunteți mai mult fără viceprimar decât cu viceprimari. Și în curând am înțeles că rămâneți singur el. Da, o țin din bonusuri în bonusuri. Dar e în regulă. E în regulă. Bun. De la ultima emisiune pe care am făcut-o amândoi și unde am primit critici că am fost foarte, foarte, foarte blând cu dumneavoastră. De aceea nici nu mai vorbesc astăzi. Ați recuperat după, dacă rău este să fie între noi, dar e foarte bine și așa, pentru că eu consider că rolul presei trebuie să fie acel câine de pază care veghează la anumite lucruri și la respectarea unor principii. Și eu chiar iau constructiv un mesaj, oricât de dur este formulat sau de critic, pentru că, până la urmă, din critică, dacă vrem să învățăm ceva, putem avea două atitudini față de critică. Defensivă, ne ascundem, fugim și nu recunoaștem nimic, sau încercăm să îndreptăm ceva. Bun. La ultima emisiune, ca să revin, am discutat pe câteva coordonate despre buget și despre marile proiecte ale primăriei. Ce ne puteți spune despre buget în momentul acesta, că se apropie perioada? Deci în momentul acesta avem trei componente identificate, ca să spun așa. Un buget local se constituie dintr-o serie de cărămizi, ca să le spunem. Este cărămida numită încasări din impozitele și taxele locale și vom merge pe... așa cum ne obligă legea, pe execuția bugetară de anul trecut și estimăm încasări de 48 de milioane de lei din impozitele și taxele locale. Ieri am primit o adresă
de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și mă refer aici la Administrația Județeană Neamț, am primit o informare din care ne reiese și a doua cărămidă, care provine de la, din cotele defalcate de la impozitul pe venit colectate la nivelul municipiului Piatra Neamț. O estimare o cifră de 89 de milioane de lei. Deci aproximativ 90 de milioane de lei, la care se mai adaugă, și aici vorbim deja de a treia cărămidă, din cotele defalcate, văd că am o companie foarte... Da, nu știu ce se întâmplă aici dimineața asta. Deci sunt extrem de vocal, ceea ce se întâmplă foarte rar. O să-i punem în emisiune de acum ca să nu mai avem. Păi ar trebui să-i avem aici, lângă noi, dacă tot așa. A treia cărămidă se referă la cotele defalcate din TVA și aici sunt bani care, în general, vin să sprijine, să sprijine administrațiile locale pe partea de a oferi și a asigura nevoile persoanelor cu dizabilități și ale copiilor cu nevoi speciale. Și cifra, sau această sumă, se ridică la 17 milioane de lei. Mai departe, sunt încă vreo două cărămizi pe care nu le cunoaștem. Săptămâna trecută am făcut adresă către Consiliul Județean Neamț, pentru că și Consiliul Județean Neamț va vira o cotă de 6% pentru echilibrarea bugetelor locale. E acea celebră 6%, da, pe care până acum se dădea cum... Dar care a fost contestată de prefectura anul trecut, da, și banii n-au mai mers nicăieri. Cel puțin așa știu. Știu că a fost o situație de genul, da, acesta, nu mai știu dacă a fost anul trecut. Deci asta înseamnă că anul ăsta v-ați putea prevala de 12%, că banii aceia sunt blocați. Așa că e bine să mai puneți un sfert de cărămidă. Dacă e vorba despre acea sumă de anul trecut, nu vreau să iau un calcul. Nu, ea a fost atacat în instanță, s-a câștigat în primă instanță prefectura. Dar dacă nu s-a echilibrat, nu s-a dat într-o formă care să țină cont de dimensiunea orașului Piatra Neamț. S-a dat o sumă derizorie. Nu, s-a dat o sumă pe criterii politice. Vă fac cinste la o cafea, vă fac eu cinste în dimineața asta la cafea, să zicem. Oh, da. Bun. Deci cărămizile. Și acum ansamblu? Ansamblul îl vom afla, sperăm noi, cât mai curând. Ceea ce încă nu știm, nu putem să contăm foarte mult în alcătuirea bugetului. Noi mâine vom publica pe site-ul primăriei o sinteză. Sper ca astăzi să reușesc să am să prindă contur și a patra cărămidă, în urma unei discuții cu conducerea Consiliului Județean Neamț. În orice caz, astăzi voi avea discuții cu șefii de grup din Consiliul Local, pentru că vreau să existe o consultare și o înțelegere pe principii. Ne confruntăm cu un buget care nu poate acoperi întregul necesar de la nivel de municipiu. Ca să vă spun în mare despre ce este vorba, toate compartimentele primăriei, departamentele, serviciile, societățile Consiliului Local au centralizat și identificat o nevoie de investiții de 412 milioane de lei. Ori, vă dați seama, la cifrele despre care am vorbit acolo, nu suntem nici pe departe aproape de a ne ridica la astfel de sume. Și dacă tot am vorbit despre venituri, cred că este firesc să intrăm și într-o zonă în care să putem... Aici nu mai sunt cărămizi, dar e clar cam pe ce direcții se vor duce acești bani. Pe de o parte, în construirea bugetului trebuie să fim foarte atenți la asigurarea funcționării primăriei și a municipiului. Prin urmare, începem cu... Traduceți, vă rog. Partea de salarii, datorie asta publică, credite, dobânzi și asigurarea serviciilor edilitare, serviciilor publice. Mai departe,
vorbim despre investiții. Și aici componenta de investiții va viza două laturi. Investiții de la buget local și investiții din fonduri nerambursabile. Bun. Acum, ați spus așa, partea de funcționare a primăriei, a localității, salarii. Cât reprezintă din buget? Aproximativ 43 de milioane reprezintă salarii. În procente, cam cât? Ca să la cifrele seama pe care le avem astăzi, în momentul de față, aproape 30%. 30%, nu știu comparativ cu alte orașe cum e, dar e o sumă destul de importantă dacă stăm să ne gândim. În principiu, la nivelul unei comunități, a unui oraș, ar trebui să existe un echilibru între bugetul de funcționare și bugetul operațional, bugetul care merge pe investiții noi. Din păcate, la Piatra Neamț nu putem vorbi despre acest echilibru, din cel puțin două motive. Din cel puțin un motiv foarte mare, și anume o datorie publică enormă. Asta este cea care afectează acest echilibru, pentru că, după cum v-am zis, cheltuielile cu salariile la nivelul municipiului Piatra Neamț sunt undeva la 30%. Datoria publică. Din care? Deci acești 35, mai puțin de 30%, țin de funcționarea efectivă a primăriei și a serviciilor societăților și a entităților subordonate, pentru că aproximativ 8 milioane din toată această sumă merge pe a asigura plata asistenților personali, adică nevoile persoanelor cu dizabilități. Intră în aceeași sumă pe care primăria o asigură. Servicii publice. Eu nu vreau să comentez foarte mult aici, pentru că, cu tot regretul trebuie să o spun, n-am văzut o îmbunătățire a serviciilor publice către populație. Probabil că a fost și iarnă în perioada asta. Nici n-avea cum să fie, având în vedere anchiloza care există la nivelul acestor servicii. Dar vreau să vă întreb ceva. Eu am rămas șocat zilele trecute când am citit proiectele de hotărâri pentru ședința de pe 25. Da. Și am văzut o cerere, eu o numesc nesimțită. Da. Administrativ vorbind, că acolo altfel sunt oameni de bun simț tot timpul, deci eu nu pot să... Administrativ vorbind, prin care societatea PubliServe cere să poată da în... sub, cum se cheamă? Am înțeles că am mai făcut asta. A, bine, au mai făcut, dar nimeni n-a spus că n-au mai făcut. Noi știm care sunt năraburi. Avem și datorie publică pentru că s-au făcut asemenea lucruri. Vă zic să nu vi se pară. E, într-adevăr, puțin absurdă cererea lor, dar am încercat să o văd din mai multe perspective. Sunt, poate, situații în care, într-adevăr, sunt foarte multe comenzile și nu mai fac față și atunci se gândesc, stați puțin, o luăm ipotetic. Eu nu vreau ipotetic. În astfel de situații trebuie să cântărim toate aspectele, dar vă zic și rezolvarea imediat. Numai un pic. Da, spuneți, eu vă ascult cu mare drag. Și atunci, conducerea PubliServe s-a gândit că decât să facă niște angajări pe perioadă determinată, de o lună, două, trei, și să nu găsească angajați sau să aibă probleme de genul acesta care să le crească artificial costurile și să nu se justifice lucrul pe acea comandă, s-au gândit la această posibilitate a subcontractării. Dar vă zic imediat care este soluția pe care o vom aplica în ședința de Consiliu Local, pentru că eu mi-am făcut datoria de a iniția proiectul. Absolut. În baza cererii, eram obligat să fac asta. Dar am avut discuții cu colegii mei consilieri locali liberali și concluzia, care aduce mult mai multă claritate și ordine în această problemă, orice subcontractare trebuie avizată de AGA. Și în acest fel știm clar dacă merită sau nu făcut acea lucrare. Am intrat în... într-un site care ne prezintă firmele. PubliServe la
anul 2019, când încă n-au depus bilanțul pe 2020, datele financiare, avea 92 de... Să vă mai zic că nu depun nici rapoartele de activitate solicitate de... Dar, mă rog, asta este o altă discuție. Bun, da, eu știu că există AGA, există CA. Da, păi... Eu știu că există, dar pentru asta trebuie să existe și voință și mai ales putirință și știință. Da, trecem peste asta. Deci și bunăvoință și bunăvoință. E o paletă mult mai largă de deci, ingrediente care ar trebui să le avem. 90 ceva de salariați. Și dacă mie îmi spune o firmă căruia eu îi dau banii că nu poate să balasteze un drum, ea având lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, nu mai discutăm, păi atunci, scuzați-mă, domnul primar, firma aia merită închisă. Dacă mie îmi spune conducerea firmei sau firma că nu poate să amenajeze o alee cu pavele... Dar când au spus asta? Păi în proiectul de hotărâre scrie ce lucrări vor să subcontracteze. Nu. Balastări de drumuri, locurile de joacă le-au pentru copii. Le-au exemplificat. Dar asta nu se... Deci, și mai pune o virgulă. Și mai este ceva. ETC. Și ETC-ul acela. Deci, v-am zis, soluția este simplă și cu un simplu amendament se rezolvă. Nu se subcontractează nimic fără consultarea AGA și decizie AGA. Validare, avizare AGA. Simplu. Asta înseamnă că noi trebuie să considerăm că cei de la AGA, cei din AGA, adică consilierii locali care se duc acolo, unu, se mai și pricep un pic. Se și pricep. Și sunt și foarte atenți la detalii. Perfect. Sunt și foarte bine intenționați. Revenim. Da. Deci am vrut, nu puteam să nu vă spun asta. Da, pentru păi că, foarte bine. Pentru că doar așa putem clarifica niște lucruri pare, și sper că acum este puțin mai... Pentru mine, sincer, nu. Și vă spun de ce. Să ai 100 de oameni și tu în luna martie să îmi spui că nu poți face lucrări, că previzionezi tu, că ai prea multe comenzi, există o singură variantă. Da, sunt de acord cu ei dacă n-au buget. Domnul Bălănescu, eu eram pus în fața următoarei situații. Să zic nu. Nu, dar sunteți atunci obligați să promovați. Domnul director ar fi putut să zic că Carabela face un abuz. Sau să inițiez proiectul de hotărâre, să-l supun atenției Consiliului Local. Am și discutat cu colegii consilieri locali din PNL pentru că am sesizat și eu această nuanță de pericol care este acolo. Și am rezolvat problema într-un mod care... Măcar există o pârghie de control. Exact. Ok. Bun. Mergem mai departe. Deci, salarii, servicii, asistență socială, cât ne mai rămâne de investiții? Bun. Datoria publică este tot la nivelul salariilor. Deci, ca să vedeți absurditatea cu care ne confruntăm. Și n-aș regreta nimic, domnul Bălănescu, n-aș regreta această datorie publică dacă aș ști pe ce punem mâna după ce plătim acești bani. Dar când mă uit în jur și văd că banii aceștia sunt undeva uitați în timp, în niște centrale termice care astăzi sunt niște ruine și care nu știm cum să facem să le mai... să mai corectăm imaginea asta și partea de siguranță publică și sănătate publică pentru cetățeni. Când mă uit și îmi aduc aminte că banii ei au fost dați pe toaletări, pe cosit iarbă și pe borduri... Vai, ce bine îmi pare că amintiți. Și după aceea, deci poate, mergem mai mult. Poate mergem un pic la mol. Mergem și la mol unde doriți dumneavoastră. Deci, dăm mai mult pe această datorie publică decât pe investițiile pe care le putem face așa la bugetul este. Local. Așa și aici este. O să vă rog să înțelegeți că nu pot să răspund eu, nu sunt eu responsabil pentru asta, dar voi face tot ce pot pentru a face din acest talent care este bugetul mărunt de investiții pe care îl putem estima astăzi undeva la vreo 20 de milioane de lei, să facem maximul posibil cu acești bani. Deci 20 de milioane de lei, aproximativ plus, 20 de milioane eu zic de lei. Că s-ar putea să fie un pic în plus. Dacă avem puțin noroc și înțelegere de la conducerea Consiliului Județean și ne va susține în demersurile pe care le-am inițiat și vor accepta nevoia și urgența sumelor solicitate, am convingerea că vom reuși să facem maximul. Iar eu sunt un om... aveți un sprijin acolo.
cineva care cunoaște exact situația de la primăria Piatra Neamț. Și eu cred că dânsul, având în vedere, cunoaște... Sper să nu fiți ironic acum. Nu, niciodată. Niciodată nu mi-aș putea permite. Am vrut să clarific asta, deci, pentru că eu... Pentru că dânsul cunoaște exact. De exemplu, știe că 20 de milioane de lei ca investiții pot fi folosiți în mod benefic. Anul trecut, 20 de milioane s-au dus pe niște investiții, numai pe niște investiții, pe un obiect de activitate asemănător PubliServului. Deci, bănuiesc că acum veți fi sprijiniți, măcar în domeniul ăsta, să puteți avea niște fonduri. De la Consiliul Județean, evident. Bun. Aici m-am referit așadar la cei 20 de milioane de lei ca fiind partea de efort pe care o vom face de la bugetul local și estimez că cel puțin 20 de milioane de lei vom reuși să absorbim din proiectele cu fonduri nerambursabile anul acesta. Adică să accelerăm ritmul undeva la 15 ori față de absorpția de anul trecut, de exemplu. Bun. Care sunt robinetele pe care le veți închide la primărie cu cheltuieli, hai să le spunem, nu neapărat obligatorii? Deci, o să dozăm robinetele. În sensul acesta, nu să le închideți, să le dozați. Pe toate palierele. Sunt convins că putem să ne facem lucrurile mai bine cu o reducere de 10%. Orice serviciu poate merge într-o marjă de negociere de 10% care să fie să permită să fie livrată într-un chiar la un nivel de confort de cel care livrează serviciul respectiv la aceeași calitate. Pe unele direcții, având în vedere rezultatul sau nivelul de calitate a serviciului sau al produsului respectiv, am făcut reduceri și mai mari. Și am să dau câteva exemple. La PubliServ, deși am plătit în mandatul meu mai multe lucrări efectuate în perioada campaniei electorale, că asta e situația. Dar în campania electorală se lucrează, totuși, dar știți și dumneavoastră. Am făcut totuși economii consistente în perioada ce a urmat, nu neapărat din faptul că nu s-au mai făcut lucrări, pentru că au venit alte servicii, ci doar am monitorizat cu maximă atenție felul în care s-au efectuat lucrările și de acolo a decurs un proces de mult mai riguros de facturare, pe care l-am urmărit, trimiteam facturile înapoi, vezi că aici e puțin mai mult decât considerăm noi că merită lucrarea aceasta. Și în felul acesta am reușit să facem economii destul de mari. Și îmi pare rău că mai aveam o hârtie, nu sunt un om al cifrelor, dar la PubliServ și la Salubritas, de exemplu, s-au făcut economii de peste 30% față de perioade similare din anul precedent. Am și un regret și aici îmi asum. Eu am luat o decizie și mi-am asumat un principiu încă de la început de mandat. Pe partea de comunicare, întotdeauna nu am apreciat, ca să folosesc, să fiu cumva mai diplomat, nu am apreciat felicitările cu chipuri de primari, angelici, sau întotdeauna primarii sunt angelici. Așa o fi, nu vreau să vă contrazic acum. Cine știe ce... Caragiale a avut, știți, angel radios. Bun. Ideea este că eu n-am făcut niciodată așa ceva și nici nu voi face. Dar... Și în comunicările pe care primăria, în mandatul meu, le va face, vizează informații care trebuie să ajungă la cetățean și informații care trebuie să crească nivelul de calitate al serviciilor și calitate și profesionalism al serviciilor pe care le coordonează primăria. Prin urmare, am publicat de fiecare dată anunțurile de posturi scoase la concurs. Și sincer, unele de rezultatul acestor promovări, pe de o parte, sunt mulțumit în unele cazuri, în altele deloc, pentru că nu a existat suficient interes pentru poziții extrem de importante la nivel de municipiu.
Și, evident, acele comunicate care sunt importante pentru comunitate pentru că prezintă niște situații sau niște informații de interes public. În rest, am evitat să abuzăm de această calitate a informației publice. Am înțeles. Dar ne bazăm foarte mult pe sprijinul dumneavoastră. Pe de o parte, prin felul în care observați anumite nereguli. Considerați-mă consilier onorific al primarului. Mulțumesc frumos. Cel puțin pe mine. Pe mine mă onorează. Deci considerați-mă consilier onorific și în calitate de consilier onorific sunt obligat să vă citesc câteva mesaje. Doamna Oana Tihenea, o salutăm. Până dimineața, ce papagali subtili. Nu știu dacă se referea la papagali sau la noi doi, dar cred că la papagali. Întrebați-l pe domnul primar dacă acordă audiențe. Sigur că da. Acord. Au fost 2 săptămâni în care nu am reușit pentru că deplasarea la București, unde sper să reușesc să vă spun câteva din lucrurile pe care am reușit să le fac acolo, nu mi-a permis, iar săptămâna trecută am organizat un eveniment foarte important pentru oraș. Da, e vorba de acela cu Smart City, o să discutăm. Da. Domnul Nicu, felicitări, ar fi frumos în fiecare săptămână să discutați câte o oră. Cineva spune, v-a făcut câine, domnul primar, ce rază, bulldog sau pechinez? Ce-a făcut? Ce vreți? Ați vorbit despre presă ca fiind câinele de pază. Și întrebarea era dacă sunt... În niciun caz n-am vrut să sune o jignire, ci din potrivă. Stați liniștit că nu e problemă. Bulldog, un rol extrem de important la nivelul bulldog, unei comunități. Bulldog sau pechinez? Ce doriți dumneavoastră? Putem juca orice rol. Laura David, cât veți spune în dezbatere publică propunerea de buget? Dezbatere publică, nu consultație publică. Consultare publică. Este o diferență. Vom organiza dezbateri publice cu diverse segmente profesionale. Pe de o parte, directori de școli. Avem o solicitare din partea unei ONG de tineret. Vom organiza astfel de dezbateri. Și chiar vom anunța public când... Poate veți face o dezbatere publică și cu cei care nu sunt invitați la dezbaterile publice în calitate de șef de instituții. Uh-huh. Adică... Le vom face online, pentru că suntem obligați să le facem, dar anunțăm gândiți-vă un pic. Vine directorul școlii, dar să știți că directorii fiind numiți politic nu sunt întotdeauna... Ei sunt cei mai competenți pe funcția de director, dar nu sunt cei mai competenți în ideile astea pentru dezvoltarea localității și propuneri de buget. Și poate sunt oameni competenți care doresc să-și expună un punct de vedere, de exemplu, să-și expună punctul de vedere cu privire la litere volmetice, alea cu Piatra Neamț, bine ați venit. Sau, mă rog, alte asemenea lucruri. Nu o să avem timp și bani de astea anul acesta. Am înțeles. Domn primar, de ce nu ați mai dat... Uite, interesant, chiar vă rog să răspundeți. În parc pentru jocurile cu trenulețe și mini-jete pentru copii. Mini-jete. Da, a fost o perioadă lungă în care m-am gândit ce fac cu acea solicitare de prelungire a acordului de funcționare pentru acel loc de joacă. Sincer, din punctul meu de vedere, nu se pretează pentru Parcul Tineretului să-l aglomerăm cu tot felul de activități. Le-am propus antreprenorilor să caute un alt spațiu și să ne facă o propunere. Au zis că este singura variantă funcțională. M-am consultat cu arhitecți, cu urbaniști, cu oameni din oraș. Am ieșit în plimbări publice prin parc. Cel puțin 90% dintre cei cu care am vorbit au zis că acel loc nu dă bine în centrul orașului în felul acesta. De aceea nu am prelungit acordul de funcționare, dar am rămas rămân dator să... Deci eu chiar vreau să sprijin antreprenoriatul local și mai ales să oferim o activitate de agrement și de divertisment pentru copii și pentru părinții. Doamna, aduce un argument pentru jocuri. Jocurile era în aer liber, pe când la mall în interior.
Nu are nicio legătură, da. Nu vreau să trimit pe nimeni la mol, dimpotrivă, sunt un fervent susținător al economiei locale și al producătorilor locali. Chiar vreau să stimulăm la maxim această încredere între primărie ca element coagulant al comunității și antreprenorii locali, producătorii locali, să aibă încredere să-și promoveze serviciile și produsele pe SICAP. Ultima întrebare de pe blog, după aia revenim la vizita de la București. Bună dimineața, domnule primar, de ce toaletarea cu ghilimele copacilor înseamnă să rămână din ei doar niște buturugi inestetice? Nu mai au cum se hrăni, nu mai oferă umbră, nu mai miroase a salcâm, de exemplu, nu mai vezi flori, fructe, e sinistru. E o aparență. Așa se face toaletare. Sunt experții cei care decid cum se face. Nu merg eu și pe mine. Mă agresează uneori când văd copacii aproape schilodiți, dar nu e așa. Pentru aspectul urbanistic și peisagistic al orașului, sunt niște oameni care au studiat și cunosc problema. Am primit și o întrebare de la un cunoscut, ca să zic așa, Cristian Răspopa. Care este proiectul dumneavoastră de suflet pentru dezvoltarea orașului? Dați-mi voie să o rostesc așa cum se rostește. Proiectul meu de suflet în momentul de față, după tragedia care s-a întâmplat în noiembrie, este Spitalul Municipal. În fiecare săptămână facem ceva în această direcție. Încă se mișcă foarte greu lucrurile, motiv pentru care trebuie să fiu realist și să spun, pentru a nu crea așteptări fanteziste, așa cum poate de multe ori și eu le-am formulat astfel, un astfel de proiect nu se realizează într-un mandat, pentru că e nevoie de studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, este nevoie de o serie foarte complexă de avize și de și mai este nevoie acorduri. De ceva. Și de foarte mulți bani și de foarte multă voință politică. Să mă scuzați. Un asemenea proiect presupune într-un municipiu reședință de județ o înțelegere clară cu Consiliul Județean, bineînțeles. O înțelegere clară, pentru că este aberant să faci un spital municipal și să ai aceleași secții pe care le oferă absolut Spitalul Județean. Adică asta ar însemna o discuție făcută de niște specialiști, DSP, mă rog, cine ori mai fie în sănătate publică, nu te apuci să faci un spital numai de dragul de a-ți arăta dorința de a face bine. Uh-huh. Un spital înseamnă ceva mult mai important decât atât. Și înseamnă viziune pentru viitor. Pentru asta nu poți să faci un spital la Piatra Neamț până nu știi exact ce se va întâmpla și cu celălalt spital județean. Și cu celălalt spital județean și cu celelalte spitale din județ, pentru că fiecare absolut județ are un număr de paturi maxim exact stabilit de Ministerul exact Sănătății. Nu vine... Și acest spital municipal poate exista în forma spital municipal făcut din bani publici, da, sau poate cineva se gândește, nu știu, la un melanj, am discutat parteneriat public-privat cu niște oameni care să vină pe niște secții care să le... Adică nu știu, dar mie mi se pare deja să discutăm despre spitalul municipal fără să avem un plan concret pe sănătatea județului Neamț, un pic am forțate lucrurile. De asta am precizat asta, că în momentul de față sună a fi un proiect oarecum fantezist, pentru că mai este nevoie de câteva instituții și oameni să se pună în acord pentru asta. Și dacă este să fiu pragmatic, cred că mai degrabă s-ar peta un spital care să deservească, că până la urmă asta ar și face-o, întreaga arie funcțională urbană, zonă funcțională urbană. Și aici vorbim despre o energie pusă în slujba acestui proiect din partea mai multor OAT-uri, ca să devină un proiect solvabil într-o perioadă de timp mai redusă. Așa, mai rămâne și modalitatea de construire. Uh-huh. Adică din ce îl faci, cum îl faci, să-l poți adapta foarte rapid la anumite situații sau îl faci ca o structură stabilă
Discuțiile sunt foarte mari. Specialiști care eu fac nu asta. Sunt. Eu pot să zic că da, sună foarte bine să-l facem așa, dar întotdeauna specialiștii, în funcție de și studiile de prefezabilitate și fezabilitate, vor iarăși reacționez cu studiile astea, știți? Sunt necesare, sunt obligatorii. Știu că sunt obligatorii, da. Sunt necesare, mai este ceva pentru necesar și obligatoriu. Este vorba de felul în care proiectezi lucruri. Uneori, o proiectare, pentru a fi gândită într-un mod complex, detaliat și corect, te ajută. Absolut, să faci economic. Să găsești cele mai bune soluții și economice și tehnice pentru proiect. Și uneori proiectarea durează mai mult decât execuția în sine. Da, e adevărat. Numai că ele trebuie făcute bine și să nu ajungem la aberații. Să nu ajungem la aberații precum aberațiile din niște proiecte pe care le-ați moștenit și în care acum de la 2% ajungeți la 30% contribuție la primărie. Bun. Pentru că niște oameni tehnicieni nu și-au făcut treaba. Bine treaba, da. Și... pe de o parte este așa și ce spuneți dumneavoastră, pe de altă parte a fost și poate un tip de grabă. În sensul că am descoperit că peste 4 luni sau 5 luni avem termen pentru depunere. Pentru a depune proiectul ăsta, nu facem și noi, facem. Există genul acesta de atitudine și ne trezim pe ultima 100 de metri, hai să facem repede, proiectantul ăla, cine lucrează repede și pe bani puțini. Cam asta a fost situația. Și acum... Vă încălzește? Pe mine nu mă încălzește deloc. Dar știți ce trebuie să fac? Care este prima mea datorie? Eu în campanie am zis zi de zi următorul lucru. Vreau să fac ceva pentru ca generația copilului meu să aibă un viitor mai bun. Eu pentru asta am intrat în politică, pentru asta am intrat în administrație și acum dacă mă uit să văd cine sunt vinovații în proiectele astea, s-ar putea să nu ajute deloc să facem ceva mai bun. Nu, faceți ceva bun, deci, dar spuneți-ne și cine sunt vinovații. Dar nu pot să o fac eu, pentru că a căutat vinovații îmi ocupă foarte mult timp. Dar nu e vorba de căutat vinovații, domnul primar. Eu am învățat așa, dacă cineva lovește o mașină, vine poliția și spune care-i cauza. Dacă primăria Piatra Neamț, care are o problemă bugetară și știm, amândoi suntem maturi, știm exact care are o problemă bugetară, este obligată să cheltuiască aproape 7-8 milioane în plus. Pentru că oriunde m-am interesat. Și eu m-am interesat. Sunt proiecte unde a fost corecție de 100%, domnul Da, Bărănescu. Eu sunt de acord se cu dumneavoastră. Se întâmplă frecvent astfel este, de erori. Nu este și normal acum, să se întâmple. Sunt 14 proiecte pe care le implementăm, proiecte de 170 de milioane Așa de lei. Este. Proiecte care sunt într-o întârziere extraordinară de un an și jumătate, cu grad... Deci la un an și jumătate de la semnarea contractelor, noi să fim la 3-4% grad de implementare, în condițiile în care când am preluat aceste proiecte, mandatul erau la 0,18%. Pentru că nu deci, e interesat decât să le bifeze. Dumneavoastră înțelegeți. Iertați-mă, datoria mea este să duc aceste proiecte. Dar nimeni nu spune să nu le duceți. Oraș. Suntem alături de dumneavoastră să le duceți. Dar pe de altă parte, mi se pare corect față de acești oameni din oraș. Să spunem așa, domne, l-am preluat la 0,78%, am găsit 18%. În el, sau 0,18%, așa. Am găsit în el niște prostii, adică fac un trotuar fără și rampe. Nu am oferit aceste informații cu maximă transparență. Oricine ne-a solicitat, că este o instituție de presă dumneavoastră, orice informație ne-a fost solicitată de la primărie, cu maximă transparență, Am făcut și eu un sondaj cu camera de luat vederi, m-am plimbat pe Traian și am întrebat 20 de oameni. Știți ce va fi aici în următorul an? Știți câți dintre ei au spus că știu? Știu și de unde e această problemă. Și știu și cum o rezolvăm. Dar iertați-mă, în 3, 4, 5 luni de mandat n-am putut să corectez toate lucrurile acestea. Vom pune panouri publicitare astfel încât toți cei care locuiesc în zonele afectate să știe despre ce este vorba. Pentru că nu putem să ne așteptăm ca oamenii să știe fără să ajungă informația la ei. Absolut. Informația poate să ajungă la oameni prin dumneavoastră și aici mă bazez și chiar vă mulțumesc pentru articolele în care ați adus la cunoștință
și problemele, și lucrurile bune, că sunt și lucruri bune și în spatele acestor proiecte. Nimeni nu spune că și nu. Vreau să le discutăm cu maximă corectitudine și înțelegere că pentru viitorul orașului aceste proiecte chiar vor aduce un aer proaspăt, curat și foarte bun. Și vor da mult mai multă culoare și prospețime orașului. Să dau un exemplu. Am fost extraordinar de plăcut, de bucuros că am văzut un proiect care a plecat de la un consilier local. Scapă numele, băiatul domnului doctor. E consilier local la PNL. Domnul Curelaru. Domnul așa. Curelaru, care a venit cu o idee, domne, se folosește un ierbicid care nu este bun, vă rog frumos, haideți să facem ceva. Uh-huh. Foarte bun. Am rămas plăcut impresionat de așa ceva. Cam așa ar trebui să funcționeze lucrurile pe lucruri extrem de punctuale din partea consilierilor. Proiectele mari de genul acesta vin de la primărie. Este ok. Mai avem multe de discutat. Doamna aceea nu spunea greșit acolo că ar trebui poate să ne întâlnim o dată pe săptămână. Eu sunt de acord. Cred că spuneți-mi ce ați făcut la București. Și eu. Și eu sunt de acord. Vai, dar chiar putem face și din primărie emisiunea. Da. Nicio... Sigur. Și cu hârtii. Următoarea. Cu hârtii. Haideți să facem din primărie. Și cu șefii de compartimente. Vai, ce mi-aș dori. Să-i pot întreba eu direct niște lucruri. Fără de exemplu, probleme. Să rostesc cuvintele magice. Patrimoniu. Să știți că acolo este una dintre pietrele fierbinți din primărie. Și acum aș vrea... mi-a luat ceva timp să... Mă rog. Vă înțeleg știți, perfect. Știți foarte bine care erau... Cum mergeau lucrurile înainte. Lucrurile erau așa. Șeful vrea chestia asta. Hai să-i găsim soluția. Știți pe ce vorbim? Da. Atitudinea aceasta încă mai persistă, dar eu am încredere în colegi. Domnul Oza este unul dintre oamenii care m-au surprins. Nu. Aici vreau să-i fac un foarte scurt laudatio, pentru că au existat multe situații în care am pus... vă dați seama, omul acesta a rămas... salariul de șef serviciu, dar și asumă responsabilitatea. Cu toate responsabilitățile și cu toate scatoalcele. Și cu toate problemele rămase din urmă, pentru că trebuie să fim conștienți de așa. Și îi cer. Promis să ne aduc papagalii cu noi. Îi cer. Și să pregătească strandul pentru funcționarea anul acesta. Și să optimizeze timpul de... să verifice mult mai atent actele adiționale care se fac la început de an. Că ne ia 3 luni să facem acte adiționale pentru că noi nu am fost în stare în atâția ani să trecem într-o bază de date cu toată acuratețea, cu toate informațiile Vedeți, necesare. Astea sunt și lucrurile. Să le importăm pur și simplu în... Astea sunt lucrurile foarte importante. Sunt lucruri foarte importante. Ce ați făcut la București? Haideți că deja vorbim de o oră aproape. La București am avut mai multe întâlniri la Ministerul Dezvoltării. Pe de o parte... pentru în perspectiva unei noi solicitări, după ce încheiem proiectul ANL, care este acum în curs de finalizare pe strada Pompiliu Clement, să demarăm altul nou, tocmai pentru a ne asigura de o continuitate și de a face de a mă si împăcat că fac tot ce trebuie pentru a ține generațiile tinere acasă. De asemenea, sunt foarte multe solicitări din partea unor persoane din categorii sociale defavorizate. Sunt foarte multe solicitări de locuințe sociale, vreo 680. Am avut întâlniri... Domnul primar, remember, strada Muncii, acolo la fosta Avicola, așa. Văleniu, dacă se mai bagă bani încă o dată, în asemenea, în aceleași personaje care au distrus totul... O să venim cu o strategie mult mai clară. Atunci a desfințat locatul servo. Persoanele care beneficiază, și aici vă spun franc, încă nu mi-este clar cum vom face, dar știu clar unde vom ajunge. Toți cei care beneficiază
de locuință socială, inclus într-un program de pregătire profesională. Îl urmezi și te angajezi. Nu te angajezi, nu beneficiezi de toate ajutoarele, nu ți se cuvine chiar totul. Sunt abonați la astfel de cereri și locuințe și înțeleg nevoia. Poate nimeni nu a încercat să facă mai mult pentru acești oameni, eu o voi face. Iar scopul este să aducem mai mult, să cultivăm mai multă responsabilitate, pentru că sunt oameni care au familii și care nu trebuie să rămână la mila semenilor. Așa este, numai că în momentul în care cheltuim foarte mulți bani și știm că se va fi totul distrus peste un an, e o problemă. Problema este să învățăm din asta. Din păcate, n-au învățat cei care au distrus. Ei nu vor învăța dacă nu-i pune cineva să învețe. Păi, haideți să vedem. Păi, despre asta e vorba. Bun. Deci, ANL, locuințe sociale, ce ați mai făcut la București? Am vorbit despre o speță extrem de delicată, căreia sper să reușim să-i găsim o rezolvare cât se poate de optimistă pentru toată lumea, și anume blocul Vitalis, o problemă care de vreo 10 ani bântuiește orașul. Deci acolo lucrurile sunt atât de simple, domnul primar, încât... Sunt foarte complicate. S-au complicat. Da, nu sunt exact complicate, s-au complicat. Dar acum cineva trebuie să le descălcească. Domnul primar, trebuie să le descălcească legea. Da, bineînțeles. Dacă căutăm din nou soluții de genul ăsta, pentru că acolo s-au vândut apartamente și stă domnul cutare, tovarășul cutare și tovarășul cutare și nu beneficiază de toate astea, haideți să spunem cinstit. Acel bloc s-a construit pe pile, cu permisiunea primăriei. De acord. Cu permisiunea primăriei. Tot ce spuneți este adevărat. Și acum? Ce facem acum? Păi, haideți să vedem ce spune legea. Da. Legea spune simplu ce să faci. Sunt și hotărâri judecătorești, din câte știu eu. Este o hotărâre care nu este definitivă și este un proces în instanță. Păi, acum, care va duce, probabil. Și dumneavoastră, ce soluții vi s-au spus de la București? Le caut pe toate. Deci am fost acolo și am vorbit cu mai mulți directori din minister, pentru că câți oameni abordezi, mai ales din păreri, zona juridică, atâtea păreri, da. Sunt de regulă, regula este N plus 1. Corect, așa este. Bun. Deci una dintre problemele pe care le-am deschis și la care caut rezolvare este cea a blocului Vitalis. Am găsit mai multe păreri decât m-am așteptat și par să fie și lucruri viabile. Evident, cu respectarea legii toate. Eu am învățat un lucru. Când pornești de la o ilegalitate, greu mai ajungi. E cumplit. Dar da. Trebuie să facem ce am mai înțeles. Bine, și bine că mi-ați adus aminte de subiectul Vitalis. Care riscă să treacă prin niște, sau trec prin niște veritabile drame. Drame, pentru că au dat niște bani, exact, au plătit. Și poate că este și o mică neatenție din partea lor, sau mai mare. Dar acum ce facem? Știți cum este? Lăsăm este ca la așa? Safi. Țineți minte Safi? Scandalul Safi? Nu îl mai țineți minte. Nu știu. Deci niște băieți buni, bine implantați în statul român, au făcut un fond de investiții. Sau celebrul Vântul cu fondul lui de investiții. Da. Oamenii s-au dus și au băgat bani și statul român le plătește. Da, nu e cazul. Nu poate să plătească statul român de data aceasta, dar gravitatea e destul de ridicată. Bun. Altul. Pentru că va conduce către niște probleme sociale. Și poate cea mai importantă latură a vizitei a vizat datoria publică, reducerea presiunii datoriei publice. Am avut o discuție corectă cu cei de la BCR. Au înțeles că până acum acest credit a fost neperformant și din perspectiva noastră și din perspectiva băncii. Ce putem face pentru a deveni mai performant și din perspectiva noastră și din ar trebui să fie și din perspectiva băncii, e în mod clar să reducem costurile.
N-am stabilit neapărat cifre, dar ne-am exprimat acordul că e nevoie de o reducere consistentă a costurilor pe care municipiul Piatra Neamț le plătește pentru cele două credite la BCR. Costurile de operare sunt extrem de mari. Extrem de mari, da. Extrem de mari. Mie îmi spunea cineva din circuitul bancar că la cum sunt costurile de operare aici, clar puteai tu, ca semnatar al creditului din partea primăriei, să beneficiezi de tot felul de avantaje de la banca respectivă, pentru că banca câștigă suficient. Din punctul de vedere al orașului, creditul a fost neperformant. Din punctul de vedere al băncii, a fost super performant. Nu. Odată ce s-au constituit provizioane, odată ce... Domnul primar, ei și-au scos banii deja. Și-au scos banii. Da, dar există niște raportări care îi țin și pe ei. Bine, asta, mă rog, raportările la bănci, deci, atâta timp cât un credit își depășește termenul pentru care a fost contractat, începe să devină neperformant. Am înțeles. La noi, slavă Domnului, toate motivele să-l considerăm neperformant. Pe final de emisiune, un spital nou este vital pentru județul Neamț, un spital metropolitan este ușor de realizat față de proiectele grandomane, spune Liviu Harbuz. Spital, apropo de spital, doamna Mihaela, cum putem face ca oamenii bolnavi de COVID-19 să-și poată vedea rudele apropiate? Nu e treaba primăriei. Așa. Spitalul Nicelar ar fi o mană cerească pentru Piatra Neamț. Dacă îl face, devin fanul numărul 1 al lui Andrei, spune Radu Năstase. Mihailescu Dan. Domnule primar, ce aici e o întrebare. Ce facem cu străzile din oraș? Povești de reabilitate, tot am auzit. Hai să dovedim că avem străzi și canale la nivel. Dumneavoastră nu circulați prin oraș, nu vedeți aceste catastrofe de străzi? Le văd și le simt în fiecare dimineață și în fiecare după amiază când merg sau plec la serviciu sau de la serviciu. Și asta este realitatea. În momentul de față planificăm o serie de investiții. Începând din luna iulie anul acesta, vom intra, sperăm, în fază de execuție pe cele trei coridoare de mobilitate. Am avut și ieri discuții cu domnii de la APASERV, pentru că e ilogic să te apuci să faci un lucru fără să te asiguri că toate intervențiile sunt corelate. Prin urmare, tratăm cu maximă prioritate investițiile în apă canal, înaintea asfaltării, atât pe drumurile, pe tronsoanele pe care vom avea intervenții de modernizare anul acesta, cât și pe străzile, acele ulițe urbane de care vorbeam, pe care le vom asfalta, să ducem utilități. Am înțeles. Domnul primar, mai avem 4 minute maxim. O întrebare. Am văzut pe site-ul primăriei ieri postat un anunț pentru un puz care la un moment dat a generat foarte multe discuții în oraș. Uh-huh. În centru, acolo unde este spațiul ăla verde, da. Terenul ăla s-a vândut. Probabil că era teren proprietate și s-a vândut, din câte îmi dau eu seama. Uh-huh. Nu știu a cui proprietate. Nici eu nu știu. Da, și acolo se construiește un centru de clădire de birouri cu spațiu comercial jos. Întâmplarea face că acolo a fost un scandal mare, un proces. Ce spune sentința aceea? Că aici se face trimitere la o sentință judecătorească în legătură cu acel spațiu. Bun. Nu știu despre ce sentință este vorba. Am să le cer și eu colegilor. Și este vorba despre un spațiu. Să văd dacă reușesc să ajung la... Da. În vederea executării sentinței civile 295C din 11.04.2019 a Tribunalului Neamț, la solicitarea domnului Mancaș Dragoș Cosmin, se anunță public cu interesat că s-a elaborat PUZ și RLU aferent construire spațiu comercial și birouri SP+1E, deviere, extindere și branșamente utilități, firmă luminoasă pe Bulevardul Republicii 1A. Da. Proiectant general SC3C Proiect SRL, arhitect Andrei Ciubotaru. Documentația poate fi consultată la sediul primăriei Piatra Neamț. Acolo a fost un întreg scandal și sunt foarte curios ce spune această sentință civilă.
referitor la spațiul respectiv, pentru că m-am uitat pe documentația pusă cu celeritate la primărie și observ niște lucruri extrem de interesante, de exemplu la nivelul parcărilor și accesului spre spațiul respectiv. Parcările, se spune în proiect, se vor asigura în afara proprietății. Ori acolo suntem în zona 0-0 a orașului și mă gândesc unde se vor asigura parcările în afara sediului proprietății. Așa. Unul la, deci un loc de parcare la 10-40 de salariați. Plus că acolo avem și activități de comerț în care locurile de parcare au un alt regim. De asta zic, e foarte bine că se construiește acolo, probabil, pe spațiu verde, este un lucru benefic în centrul orașului, că s-au găsit soluții bune de construire, dar totuși poate, dacă s-ar fi făcut parcări la subsol, ar fi fost o soluție mai bună decât să asigurăm din zona cealaltă. Oamenii discută, fac legături, fac tot felul de lucruri și e bine ca lucrurile acestea să fie transparent prezentate, nu doar puse pe site-ul primăriei. Poate chiar o mică dezbatere. Eu am vorbit cu doamna șef serviciu de la Urbanism, cu colega mea despre acest subiect și cred că n-am știut că proiectul l-a făcut chiar domnul Cebătaru. Nou arhitect șef, cred că, da. Viitorul arhitect șef al orașului. Prin urmare, trebuie să vedem acolo. Din punctul meu de vedere, sunt niște nuanțe pe care le-aș exprima și eu și aș vrea să... Deci lucrurile astea suntem în punctul zero al orașului. Uh-huh. E un loc extrem de important. Eu spun sincer că regret că acolo se construiește un spațiu, dar dacă e lege și o hotărâre decătorească, nu-i tocmeală, că hotărâre judecătorești se execută. Sentința are legătură, sigur, cu dreptul de proprietate asupra terenului de acolo. Dreptul de proprietate, am înțeles. Bine. Din câte mi-aduc aminte. Domnul primar, pe final a avut loc o manifestare săptămâna trecută la Rubik Hub, da? Despre orașele inteligente, că mie îmi place așa să le numesc, să vorbim românește, că romgleza este interesantă până într-un anumit punct. E foarte corect ce spuneți. Da. Deci despre orașele inteligente. Am urmărit și eu, din păcate au urmărit foarte puțină lume aceste dezbateri, nici nu au fost foarte mediatizate, din păcate. Am urmărit niște speakeri extraordinari. După ce le-am urmărit, recunosc că am stat cu foarte mare atenție să înțeleg ce spuneau, că erau la un nivel foarte înalt. Da, unele. De la un nivel foarte înalt. Și în timp ce mă uita, ce urmăream, mai aruncam câte o privire afară sau îmi puneam poze din oraș. Știu unde... Deci, acolo e, noi suntem... aici. E foarte adevărat. Care sunt învățămintele după o asemenea chestie? Trebuie să... Constantin Brâncuș are o vorbă. Trebuie să mergem foarte sus dacă vrem să vedem până departe. Ei, asta am făcut noi în conferința de săptămâna trecută. Am urcat sus alături de oameni care știu cum se construiește un oraș inteligent, care au făcut asta în... fie în plan administrativ, fie în plan tehnic. Și asta a făcut această conferință. A fost o declarație de intenție din partea municipiului Piatra Neamț și aici n-aș zice că a fost o coincidență că municipiul Piatra Neamț a găzduit această conferință pe un traseu care duce de la Oradea la Cluj. Deci a fost conferința în februarie la Oradea, în martie la Piatra Neamț și în aprilie va fi la Cluj. Eu zic că este foarte bine să ne poziționăm astfel. Este pentru prima dată când în Piatra Neamț s-a întâmplat așa ceva. M-am bucurat și sunt plăcut surprins după vizita doamnei ambasador Ingrid Kressel, ambasadorul Estoniei.
de reacția și răspunsul pe care l-a avut inclusiv după participarea la această conferință. A fost prima dată în regiune, în Moldova, și e totuși omul care ne poate pune în legătură cu administrații care performează din punct de vedere al digitalizării. Estonia e alfabetul sau dă lumii alfabetul în ceea ce înseamnă digitalizare administrativă, fiind la un proces de digitalizare de 90%. La o populație totuși mică. Mică, dar până la urmă contează procesul. Corect. Nu neapărat că... și moștenirea. Absolut. În educație, în adaptare la nou... A durat 20 de ani procesul de când l-au început. Pentru a ajunge au avut astăzi. Și ei pe brucanul primul, lor. L-au primul, avut și ei pe brucanul absolut. Lor. Și primul pas a fost evident educația. Putem să încercăm un proces de educație accelerat și să punem pe cât posibil atât generațiile mici, copiii care astăzi mânuiesc foarte bine telefoanele și tabletele și laptopurile. Eu mă uit la fiica mea, sunt... e cu două clase peste mine dacă este să ne luăm la competențele pe care deja le are, în condițiile în care ea s-a învățat mai mult singură decât... prin urmare, sunt niște lucruri pe care le putem valorifica. Ce este de reținut după această conferință? Că au fost miniștri, că au fost șefi de agenții naționale, că au fost secretari de stat, directori de multinaționale care lucrează în servicii și domenii de o înaltă tehnicitate și cu tehnologiile cele mai avansate. Că au fost diplomați sau simpli cetățeni, s-a auzit Piatra Neamț. Într-o conferință de Smart City. Aici da. Am auzit aici și am rezolvat foarte multe dileme pe care, de exemplu, una dintre problemele cu care m-am confruntat încă din prima săptămână după ce am câștigat alegerile, nici măcar nu depusesem jurământul, am primit un mail, telefoane, SMS-uri de la un contestatar pe un proiect, sistemul de bike sharing. Că vedeți, că hoții, că nu știu ce, că e în neregulă caietul de sarcini, că sunt probleme mari. Fiind puțin în gardă, de alertat de așa, m-am dus la primărie, băi, cine știe ce șmecherii se întâmplă pe aici? Studiez proiectul, studiez caietul de sarcini, citesc mesajele. Parcă erau lucruri care erau exagerări, nu știu, se uitau... Da, cum a fost, mă rog, cum a fost cu proiectul Antares. Tot așa, am primit și noi. Proiectul Antares, care este pe ordinea de zi acum. Da. Am primit și noi informații. S-a furat terenul, se taie, se face. Le-am verificat, nu se confirma. Am zis colegilor, gata, stop joc, așteptăm să vedem ce ne răspunde CNSC-ul, Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor. Răspuns prompt, caietul de sarcini este în regulă. Băi, stai un pic, deci colegii mei au avut dreptate. Tot ce ne-au zis ei, a scris acolo și CNSC-ul. Și în proiect și așa. Verific, sună din nou, se le pune caietul de sarcini, contestație, iarăși, mesaje, bombardat. Bun, le spun, haideți să fim puțin raționali, nu e chiar așa cum spuneți, eu înțeleg că aveți un interes, e firesc, e normal, dar dacă vi se pare că că nu are nevoie, una dintre observațiile lor era că municipiul Piatra Neamț nu are nevoie de biciclete electrice cu autonomie de 60 de kilometri. Măi, e un oraș care totuși are deal, are văi, la un teren plan câmp să fie și tot te ajută o autonomie mai mare. Care este problema dacă e autonomie mai mare? Că nu, că sunt costurile prea mari. Da, dar avem și stații de încărcare. Proiectul vizează toate astea. Dacă merge pe tehnologiile de top, care este problema? Că, mă rog, am aflat că ei nu livrează biciclete de acea calitate. Și au făcut contestații în toate fazele proiectului, tocmai pentru a ne întârzia. Da, am înțeles. Și nu știam cum putem, că vă dați seama, la nivelul de întârziere pe care sunt toate proiectele, în care sunt toate proiectele, o simplă contestație de genul acesta ne poate crea probleme absolut, foarte mari. Absolut. Și atunci, un răspuns foarte simplu pe care nu l-auzisem în toate aceste luni,
e să reținem garanție la fiecare contestație. 2% din valoarea proiectului, dacă este un proiect de 10 milioane de lei, reții 200 de mii de lei doar pentru... Se descurajează. Descurajăm de... garanția. Da, dar descurajăm pe de altă parte o contestație. Și descurajăm și pe cei care vor să conteste, care contestă pe bună dreptate, poate, și nu își permit să pună 2% garanție. Da, este altă poveste. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Ne înțelegem să vedem cum facem cu emisiunea următoare. Apropo de contestațiile acestea, de conferința de la Rugby Hub și din când în când de această emisiune, mi-am adus aminte, dumneavoastră ați vorbit de Brâncuș, eu mi-am adus aminte de Petre Țuțea, care spunea așa, că și-a dorit întotdeauna să facă o teză de doctorat cu tema Aflarea întreabă ca metodă de lucru la români. Ne oprim aici, oameni buni. E o temă foarte complexă. Cele bune, numai bine, sănătate. Bine.